Denisa, te invităm alături de noi. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Bine te-am găsit, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Foarte colorată. Tocmai ce a venit vara. Da, eu am venit cu vara. Foarte bine. Ce cald de afară, super. Stai puțin, stai un pic, ai venit, rămâi aici. Pentru că vreau să le spun telespectatorilor că Denisa scoate la iveală detalii incredibile din familia ei. E bine, cântăreața a vorbit în exclusivitate pentru Star Matinal despre părinții săi. Haideți să vedem materialul. I can't buy your love, don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie. Un copil nedorit, un copil terorizat și cu o viață plină de traume. Acestea sunt speculațiile care au curs și roaie în ceea ce privește viața de familie a Denisei. De fapt însă, adevărul este altul. Părinții mei și-au dorit să, ca eu să fiu băiețel, pentru că mama mea l-a crescut pe vărul meu și impresarul meu pe Liviu și și-a dorit foarte mult ca ea să aibă un băiețel. Prima, eu mai am o soră. Știi? Și prima fată, azi că lasă, nu-i nimic, a doua sigur o să fie, al doilea copil o să fie băiețel. Și au fost puțin dezamăgiți, dar de la puțin dezamăgiți până la o traumă în copilărie e imposibil de ajuns, din punctul meu de vedere. Mai mult decât atât, datorită faptului că a plecat de acasă încă de la o vârstă foarte fragedă, Denisa a fost un copil care s-a maturizat foarte repede. Eu cred că eu am fost cea răsfățată în familie, pentru că tatăl meu m-a iubit mai, cred eu că mai mult. Acum sora mea, dacă se uită, sunt despre... cred că m-a iubit pe mine mai mult. Nu știu de ce. Am fost mai răsfățată așa, mai alintată. Totuși, Denisa recunoaște că are un tată sever. Nu aveam curaj să-i spunem, vrei să mergem într-un club sau la, într-o discotecă, cum era la noi la țară. Cu toate că ne iubea foarte mult și simțeam lucrul ăsta, era puțin mai autoritar, așa cum le stă bine taților. Este cunoscută ca singura virgină din showbiz. Încă nu a existat un bărbat care să-i fure inima, însă Denisa știe foarte bine ce caută. Sunt puțin ocupată și nu prea am dat importanță acestui lucru, dar... Eu zic că lucrurile astea nu ți le poți programa și când vrea Dumnezeu să vină, există o jumătate și pentru mine un sortit. Dar să vin odată, naibii, că toată lumea a intrat în panică. Prietenele mele au iubit și unele chiar sunt căsătorite, dar mai nu am avut, pentru că eu tot timpul sunt pe drumuri și mi-e greu câteodată să mă gândesc că poate o să-mi iau, o să-mi găsesc un băiat care nu o să-mi înțeleagă, Doamne ferește, meseria și o să-mi zică mai stai și pe acasă, mai... Și asta e problema majoră a cântărețelor, că au iubit sau soț gelos și eu nu vreau să găsesc așa. Și mi-e frică de momentul ăla să nu stric ceva în viața mea, pentru că am o viață foarte frumoasă. Deși majoritatea cântărețelor își caută alesul în același domeniu, Denisa are alte principii. Spre surprinderea ta și a multor oameni, eu vreau ceva din alt domeniu. De ce? Nu știu, nu aș vrea să am un soț, să stau non-stop cu el. Cred că ne-am plictisit. Să aibă și el o meserie, e meseria mea, din prima casă, mai răruț, mai drăguț. Cred eu, nu știu, poate că spun asta și că nu iubesc cu adevărat pe cineva, să-mi placă de cineva. Poate dacă o să mă îndrăgostesc o să am altă părere. Dar până atunci zic că vreau un iubit sau un soț din alt domeniu. Trebuie să aibă puțin din toate, știi? Știi că se spune că bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos ca dracu. Nu caut un fotomodel, dar nu vreau nici cel mai urât om după pământ. Să fie acolo, să aibă și el câte puțin din toate. Nu sunt pretențioasă din punctul ăsta de vedere. Părinții Denisei sunt pregătiți pentru momentul în care va apărea și ginerele. Totuși, tatăl cântăreței are o singură pretenție. Tatăl meu, eu am asta de la tatăl meu, niciodată nu ne-a spus ce să ne facem, nici mie, nici surorii mele, ce iubit să ne facem. A spus că trebuie să ne placă nouă, în primul rând, că noi o să trăim cu el, dar are și el o problemă, să nu aibă vârsta lui. Și mi-a insuflat așa lucrul ăsta și nu-mi plac băieții mult mai în vârstă decât mine. Denisa este tare mândră de părinții săi și profită de fiecare ocazie pentru a le mulțumi că există.